treia zi de Crăciun și este și o sărbătoare minunată, dacă el a împlăsnuit pe Sfântul Nicodim, Marele Cuvios Nicodim, cel care a reorganizat viața călugărească din țara românească, dar chiar și din Transilvania, pentru că este clipul la mănăstirea Prizlop, Sfântul Nicodim, de la Dumana. Astăzi avem deservat pe cel mai cunoscut poate dintre martiri, sau mai bine zis, unul dintre mucenicii din biserica noastră preînmuritoare. Dragii mei, Sfântul Arhidiacon Ștefan era de neam evreu. El atunci când stă în fața adunării evreilor care l-au dus la Sinezriu ca să-l judece, dă și spune că e din neam evreu, se trage din sămânța lui Avram și este un drept măritor și un iubitor de legea lui Dumnezeu. Și totodată, el stând în dispute cu evreii care îl contraziceau, că erau din ceata liberalilor, că erau din ceata cirineilor, că erau din Asia Mică, că erau din Cilicia și Alexandrinii. Aceste grupări de evrei, pentru că evreii erau ca și în ziua de astăzi, în toată lumea împărțiți și se adunau când și când la câte o sărbătoare din diasporă și acolo dezbăteau. Ba se întâlneau cu rudele, cu cunoscuții, cu prietenii, sau dezbăteau probleme care țineau de spiritualitate și ei, unii dintre aceștia, s-au întâlnit cu Sfântul Ștefan și au avut dispute îndelungate, destul că i-a enervat așa de tare că l-au luat pe sus și l-au dus la judecată, la Sinedriu. Dar vom ajunge și la această întâlnire între el și cei care l-au adus ca să-l judece. Era deci de neam evreu și era și dintre diaconi. Ce înseamnă diacon? Este cel care înlocuiește cel care înlocuiește slujirea leviților din Vechiul Testament. Pentru că în Vechiul Testament, pe lângă arhierei ai Vechiului Testament și preoții Vechiului Testament, existau niște slujitori care ajutau. Și aceștia erau leviții. Iar leviții sunt înlocuiți în Noul Testament, pe lângă înlocuirea arhiereilor și preoților ai legii noi, ai legii vechi cu cei din legea nouă, sunt schimbați leviții cu diaconi. Diaconos înseamnă slujitor. Și om vedea de ce. Pentru că în prima parte a creștinismului, majoritatea comunităților creștine erau organizate în grupări în care era mâncarea și hainele și bunurile erau în comun. Trăiau, dacă vreți, un fel de idealism al comunismului. Pentru că așa, după cum știți cu toții, comunismul în învățătura sa este o învățătură care prinde, de altfel de asta a și păcărit atât de lume și a atras atâtea capete luminate de au aderat la această ideologie a comunismului care s-a dovedit după aceea manevrată, fiind de către evrei, Marx, Engels și Lenin, Stalin, care se numea Giugaș Vilici, adică fiul evreului, și continuând cu Ana Pauker la noi și Dobrogeanu Gherea, că este ciudat când se mai numește strada aceasta Dobrogeanu Gherea, cea care face legătura între Răcădău și restul orașului. Deci toți aceștia erau din neamul evreiesc și deci este o invenție evrească acest comunism, dar el nu este inventat de niște oameni care și-au dat ei seama undeva spre secolul nostru că poate fi organizată lumea și așa. Și este încă de la începutul comunismului luată această idee de a avea bunurile în comun. Cei care au fost în Cuba, de exemplu, acolo majoritatea oamenilor nu gătesc acasă, ei merg la cantină socială și mănâncă acolo, sunt haine care se împart din tot așa pe spiritul acesta social și oamenii au grijă doar a muncii, dar nu și a hainei și a hranii. Și nici măcar a casei. Sunt, dacă vreți, poate poporul care sunt încă cei mai prinși, în afară de chinezi care s-au și modernizat foarte mult, sunt poate cei mai prinși în această utopie a comunismului care de ar fi să se respecte într-o tocmai ar fi bună. Pentru că primele forme de comunism în stare pură, și vreau să înțelegeți ceea ce este de înțeles, nu că se susține comunismul de aici, Doamne ferește, este manifestat în primele comunități creștine în care totul era în comun. Familiile mergeau și își luau hrana, își luau hainele, își luau hainele de care aveau nevoie să supraviețuiască.
Și în ziua de astăzi, evreii sunt organizați în chibuțuri, așa zisele chibuțuri, care exact pe același principiu merg, acolo unde sunt evreii fundamentaliști, aceia perciunați. Dragii mei, pentru că deja începuse să se aglomereze adunările acestea, văduvele evreilor, văduvele grecilor, neputincioșii din cele două popoare, pentru că erau organizați evrei, dar și greci, care vor fi fost tot evrei, pentru că veneau, de fapt, din diasporă și oameni care nu mai știau să-și vorbească limba, așa cum dacă de la noi din țară pleacă cineva într-o altă țară. A doua generație de copii avea dacă își mai vorbește limba părintelui său. Deci, așa s-a întâmplat și cu cei care plecaseră din poporul evreu în zonele, alte zone ale țării, cum ar fi Grecia, de exemplu, și parte din ei se mai întorceau, fie ocazional sau fie de tot. Și atunci, la început, cel puțin nu știau să-și vorbească limba și erau grupați, sunt evrei sau greci, sau cei de alte popoare, sau romani chiar. Și dispută ajunsese să se nască între ei, deoarece grecii au început să-i acuze pe evrei că nu au grijă de văduvele lor. Evreii, cei care erau localnici, dădeau mai bună și mai multă hrană femeilor văduve de la ei, copiilor care erau nevoiași la ei, și era deja o părtinire. Pentru că este imposibil să țin stare pur această idee de totul în comun. Bineînțeles că apar la un moment dat tensiuni, fiecare îi se pare că e nedreptățit, că ia mai puțin decât celălalt și că nu e corect. Și a apărut așa zisele certuri sau disensiuni între grupările acestea care erau diferențiate prin etnie. Și atunci, pentru că apostolii erau cei care slujeau la mese, cei 12 apostoli, pe lângă rugăciunile lor îndelungate, pe lângă propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, ei trebuiau totodată ca să se ocupe și de aceste mese. Și nu mai erau în stare să acopere. Erau 12 cei mai importanți și alți 72 de ucenici. Că pe lângă cei 12 apostoli, au mai fost 70 de ucenici, adică urmași ai, sau înaintașii preoților. Erau, se pare că, hirotoniți într-un preot, cei care, deci, puteau binecuvânta și sfinți cu o singură mână, ca așa poate preotul cu mâna dreaptă, de asta se rupe mâna dreaptă a preotului, cu mâna aceea te dezleagă de păcate sau preschimbă pâinea și vinul trupului și sângele lui Hristos și e îmbrăcat în haură preoției. Nu pentru că ar fi el vreun cocon și trebuie să-i pun mâna, ci pentru că se respectă haură preoției care este mâna preotului, mâna dreaptă a lui. La arhierei, în schimb, este deplinătatea harului, deci vine cu ambele mâini să facă sfințire și dezlegare și orice ține de taine sau ierurgii. Deci erau cei 12 apostoli care aveau deplinătatea harului și erau și ceilalți 72 de ucenici care erau primii preoți din comunitățile creștine. Și vor fi fost toți preoți sau parte din ei episcop sau apostoli și parte din ei preoți, nu se știe exact sau nu știu eu să vă zic exact. În orice caz, constatând că se lasă la o parte slujirea, că așa au zis și Apostolul Petru, bărbați, frați, se cuvine ca să lăsăm slujirea la mese, să hirotonim niște tineri bine plăcuți lui Dumnezeu și noi să ne ocupăm de propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu. Și atunci au ales 7 tineri care să organizeze toate aceste mese. Acești tineri au fost hirotoniți într-un diaconi. Erau Timon, Parmena, Nicolae Lavrentie și Prohor și Nicanor. Și peste ei era pus ca și conducător Sfântul Ștefan, Arhidiaconul Ștefan, Arhidiacon, această titulatură dându-i dreptul de conducere a grupului de diaconi. Diaconos, așa cum v-am zis în limba greacă, înseamnă slujitor sau slugă sau servitor. Depinde cum vreți să traduceți și care nuanță să dați acestui cuvânt. De ce? Pentru că diaconul ajuta pe episcop la slujire sau pe preot, dar în special erau pe lângă episcop și ajutau la împărtășirea credincioșilor, la împărțirea anafurei, la organizarea în biserică, la purtatul și îmbrăcatul cu veșmintea arhiereului sau ajutatul la îmbrăcat, ceea ce face un diacon și în ziua de astăzi, în mare parte. Și până în secolul 4-5 a existat această hirotonie chiar și pentru partea femeiască. Dar pentru a nu se denatura și a nu se
face vreo confuzie, s-a hotărât prin sinod apostolic, prin sinod ecumenic, să se ia hirotonia aceasta de la femei și să se lasă numai bărbaților. Bineînțeles, cele care primau această hirotonie erau femei trecute de problemele lunare și erau femei dintre cele mai curate și mai pure și mai rugătoare. Și, bineînțeles, luate dintre văduve, în mod special. Dragii mei, Sfântul Ștefan era deci diacon slujitor. Aș vrea să vă aduc la cunoștință, pentru cei care nu știți, că și ministru, tot asta înseamnă, în limba latină, de data aceasta, nu în greacă. Pentru că noi atunci, dacă ne aflăm într-o situație, să întâlnim un ministru, avem tendința de a-l privi de undeva de foarte de jos. Este un om mare, este un om cu funcție. Ori ministru înseamnă slugă. În democrație, ministrul este angajatul tău. Președintele este angajatul tău. Toți funcționarii statului sunt angajații dumneavoastră, ai noștri. Pentru că ei sunt plătiți din bani contribuabililor. Și dacă se numesc slugi, slujitori, atunci trebuie să fie slujitori cu adevărat. Și să nu folosească funcția și demnitatea pentru fel și fel de afaceri necurate. Noi avem bucuria în biserică, dragii mei, și vreau să știți că poate unii se contrariază că în biserică există slujitori, există slujitori ai bisericii care ocupă demnități publice. Aș vrea să vă aduc la cunoștință că Sfântul Vasile cel Mare a fost prefect. Prefectul localității. Să vă aduc la cunoștință că destui dintre oamenii sfinți ai bisericii noastre au avut și demnități. Chiar mergând la Părintele Arsenie Papacioc, care a fost și primar, în Săndărei mult timp. Și dacă vreți exemplele, pot continua. Sfântul Fotie a fost și unul Sfântul Calist, cel care ajunsese la o înaltă stare de rugăciune duhovnicească, era senator. Deci, aceste demnități publice nu sunt de astăzi, nu sunt o invenție din zilele noastre. Doar că un preot, dacă ajunge acolo, trebuie să reprezinte comunitatea, așa cum face Părintele Eugen, care vine și slujește cu noi și are dragostea de a fi cu noi la slujba Dumnezeu. El este acolo, cu binecuvântarea înaltului, pentru a ajuta comunitatea brașoveană. Și atunci este foarte bine venit ca un preot să reprezinte biserica și interesele turmei duhovnicesc și acolo, în mijlocul hățișului, în hățișul acela, unde fiecare, care mai de care, caută să facă fel de fel de lucruri care sunt de parvenitism, de îngroșarea buzunarelor proprii și nu de grija celor care sunt în cetate. Dragii mei, deci, a fi slujitor înseamnă să te faci de toate tuturor, să fii la îndemâna tuturor și să fii spre folosul comunității în care trăiești, sau să ajuți la frumusețarea slujbei și a Bisericii lui Hristos. Sfântul Ștefan, dragii mei, a ajuns, deci, cum vă ziceam la început, într-o dispută. Era un om, pe lângă faptul că slujea la mese. Asta să nu ne închipuim că el era fără cuvânt duhovnicesc și fără viață sfântă și că era doar un simplu slujbaș. El era un om cu multă înțelepciune și cu foarte multă pricepere, cu multă citire și cu multă pregătire, cu multă trăire. Și el, dragii mei, a avut deci această dispută cu evreii care erau din Asia, din Cilicia, din partida liberalilor, din partida cirineilor, din partida alexandrinilor. Și aceștia au stat cu el la dispute pe teme religioase. Și așa cum se întâmplă când discute și un ortodox cu alte persoane care sunt în alte secte și la un moment dat te enervezi, te apucă nerve și constați că este inutil. De data aceasta, personajul negativ, personajele negative care s-au enervat în urma discuției cu Sfântul Ștefan erau acești evrei care nu găseau cuvânt să-l închidă. Orică se străduiau, Sfântul Ștefan avea un răspuns din Sfânta Scriptură. Îi trata cu blândețe, cu detașare, cu îngăduință, poate se mai și mânia, poate se așa prindea, dar în orice caz nu reușeau să-l prindă în cuvânt. Și atunci l-au luat pe sus plin de merg și l-au dus la Sinedriu, adică locul de judecată al evreilor. Și acolo, zic cei care erau de față, cei care erau în încăpere, că fața Sfântului Ștefan strălucea precum a unui înger.
El era frumos și la trup, dar mai ales era frumos spiritual, duhovnicește. Și ajunsese la atâta sfințenie încât fața sa strălucea, lumina. Mi-a ajutat Bunul Dumnezeu și am văzut că rugări prin multă de altă sau prin alte zone care nici măcar nu te puteai, în ochii, puteai uita în ochii lor sau la chipul lor pentru că lumina. Nu ca și cum ar lumina un neon. Este o lumină, o lumină tainică, o lumină taborică ce izvorăște din ei. Și asta este prezența Duhului Sfânt în omul respectiv. E bine, așa a fost și la scară foarte înaltă, mult mai înaltă poate decât cei din ziua de astăzi, sau poate nu neapărat, așa s-a văzut și peste chipul și pe chipul Sfântului Ștefan, dragii mei. Nu i-a schimbat această stare a Sfântului Ștefan, că ar fi zis, domne, oricât am vrea să-L prindem în cuvânt, nu putem să-L prindem în cuvânt, nu putem să-L acuzăm de nicio imoralitate, și vedem că luminează chipul lui precum al unui înger. Hai să-l ascultăm și să primim ce ne spune el. Au rămas evreii care nu l-au primit pe Hristos, că au fost și care l-au primit, dar se uită că Sfinții Apostoli sunt evrei și iarăși nu face, nu că m-aș teme de așa ceva, dar pentru moralitate, nu spune că facem aici propagandă anti-evrească. Avem o treabă în mod deosebit cu evrei. Că fac ei fel și fel de mașinării în lumea aceasta, că fac fel și fel de lucruri care lovesc în turma lui Hristos, este și vina noastră că noi îi ascultăm și acceptăm momentele și bombonerele care ni le aruncă sub nas. Noi suntem de vină pentru că ei au succes. După cum omul este de vină că păcatul intră în viața sa, pentru că diavolul este ca un câine legat care nu te poate mușca dacă nu-i întinzi mâna. La fel este, dragii mei, și în această situație de v-am zis, și cu poporul acesta evreu, care încă stă răzvrătit împotriva lui Hristos, am înțeles că dă dure și o lege, că dacă vorbești ceva despre ei, poți fi sancționat. Penal. Mai trist, mai revoltător este faptul că au băgat o lege și anul trecut s-a dat. Că dacă promovezi martirii neamului din închisorile comuniste, iarăși ești pasibil de amendă sau de penalizare din această, din partea statului. Cum să fie una ca aceasta? Păi martirii ăia și-au vărsat sângele pentru țară, au fost niște eroi. Mișcarea legionară a fost una bună, dragii mei, că este denaturată de toată propaganda evrească din ziua de astăzi. De ce? Că ei au stat împotriva lor. Dacă nu erau ăștia legionari, încă în ziua de astăzi eram mult mai nimiciți și mai diluați ca nație și ca credință. Dar că s-a denaturat și ei și a fost deturnată în timp politic și ideologic, dar ea ca a început, în orice caz, a fost deosebit de benefică acestui neam. Deci, și pentru că mulți dintre cei care au fost în închisorile comuniste au fost simpatizanți acestei mișcări, în ziua de azi este contravenție și penală, dacă nu mă înșel, să vorbești și să susții pe cei care au fost în închisorile comuniste. Cinste lor și slavă lor, ei sunt care mai țin acest neam cu rugăciunea, mai întâi cu suferința lor și acum cu rugăciunea. Cum să ne lepădăm de o blasfemie și o ticăloșie? Să te lepezi de eroi căzuți în închisorile comuniste. Dragii mei, Sfântul Ștefan, stând în fața lor, le-a spus așa. Eu sunt evreu de neam. Deci n-am ceva eu cu neamul vostru, că eu însumi sunt evreu. Și a început să le aducă aminte de toată istoria poporului evreu, arătându-le că știe ce vorbește, că el cunoaște legea și că își iubește neamul, dar nu mai iubește ceea ce a ales să facă răstignindu-l pe Hristos și apoi lepădându-se de el. Și atunci el le zice, poporul ăsta evreu, ia să ne aducem aminte, eu evreu fiind, hai să vă aduc aminte ce am făcut, ce au făcut înaintașii noștri. Că au fost duși prin pustie cu stâlp de foc. Că au fost hrăniți în pustie cu mană. Că au dat cu toiagul Moise în piatră și a izvorât apă. Că au dat cu toiagul, cu lemnul dulce în apa sărată, în apa amară și a făcut-o dulce. A făcut atâtea minuni. Ne-a adus prin pustie Egiptului. Ne-a pus în pământul făgăduinței. Și noi tot nemulțumitori și cârtitori și răzvrătiți am fost. În cele din urmă răstignindu-L pe însuși cuvântul lui Dumnezeu. Cum vă mai țineți voi de credința asta voastră? Cum nu înțelegeți că este lăsată la o parte legea cea veche și că a venit Mesia, Hristos, cu legea cea nouă? Și spune că scrâșneau din dinți de mânie și de ciudă și le scăpărau
ochii în ochi, ochii în cap, și se uitau la el, gata să sară precum niște fiare sălbatice, să-l omoare și să-l sfâșie. De altfel, l-au acuzat de blasfemie și pe fondul acesta de ură și de mânie împotriva lui, el ridică privirile către cer și are o descoperire dumnezească și zice, iată, văd pe Fiul lui Dumnezeu șezând de-a dreapta Tatălui. Și atunci au strigat cu toții, blasfemie, gata, nu mai trebuie mai mult nimic. L-au luat, l-au dus ca la 2 mile în afara cetății. Dacă acea milă de care se povestește în Sfânta Scriptură este și mila care se păstrează în zona de, în asta metrologică, ce e caracteristică părții acestea americane, poate să fie aproape 2-4 km din aceștia. Deci undeva la 2 mile. Să fi fost 3-4 km dus în afara cetății Ierusalimului și acolo, dragii mei, l-au omorât cu pietre. De altfel și Evanghelia care s-a citit pentru Sfântul Ștefan astăzi, prezintă pe acel îngrijitor de vie care s-a dus departe, dar ca să-și mai verifice lucrările la via sa, a trimis tot câte un slujitor la vie. Și cei care lucrau în vie și-au zis, hai să fim noi stăpânii viei. Și cum venea cât un trimis de la stăpân, imediat pe unul băteau, pe unul omorau, pe altul omorau cu pietre. Și asta este prefigurarea ceea ce a făcut poporul evreu. Pentru că la un moment dat l-a trimis acel stăpân de vie, adică Dumnezeu, pe însuși Fiul Său. Și acesta a zis, cei îngrijitori vie au spus, acesta e moștenitorul, să-l prindem și să-l omorâm. Deci cumva evreii conștienți l-au prins pe Hristos și l-au omorât, bănuind, simțind, poate chiar știind mulți că este Mesia, dar Mesia acesta care l-a venit, nu a venit să le dea o împărăție lumească, ci una cerească. Și nu au avut nevoie. Evreii au visat și a fost bucuria lor din totdeauna să stăpânească Pământul. Și Dumnezeu s-a smerit în fața lor și le-a lăsat. I-a lăsat ca pe niște copii ai lui rătăciți, i-a lăsat ca să stăpânească Pământul ziua de astăzi. Îi iubește Dumnezeu și pe ei, așa cum o mamă își iubește un copil care a luat pe căi greșite, dar nu înseamnă că și urăște, ci totul îl iubește și îl așteaptă să se întoarcă la adevăr. Dragii mei, deci este omorât cu pietre Sfântul Arhidiacon Ștefan și cel care păzea hainele, că ei s-au dezbrăcat de haină care era peste, ținută ca să fie mai lejere într-un cuvânt, și-au dat jos din mantia, probabil de pe umăr, și-au luat pietre și l-au omorât pe Sfântul Ștefan cu pietre. Iar el s-a ridicat, și-a ridicat privirea către cer și a zis, Părinte, iartă-i că nu știu ce fac. Așa cum Hristos a rugat pe Tatăl Ceresc ca să ierte pe cei care l-au răstignit. Și cel care păzea hainele era un tânăr învățăcel la vremea aceea numit Saul, care apoi avea să devină Marele Pavel, cel mai mare apostol al neamurilor, care nu l-a cunoscut pe Hristos cât a fost în viață, ci l-a cunoscut doar în vedere, în arătare, pe drumul Damascului. Ei bine, astfel este cununat cu cununa muceniciei. De altfel, Stefanos, în limba greacă, înseamnă cunună. Cei care poate încă nu aș știut asta, când puneți copiilor nume, un nume la Ștefan, înseamnă cunună. Și bine este ca atunci când vă numiți copiii, să le puneți obligatoriu. Dacă aveți, ați căzut pe trendul acesta cu nume din acesta de rezonanță străineză, și o zic intenționat așa, dacă tot nu vă puteți abține să vă dați un nume precum oricare ar fi numele ăsta străin, măcar dați-le și un nume de sfânt, un nume de ocrotitor, să aibă ocrotitor, să fie și ei ocrotiți de acolo, de sus, de un sfânt, pentru că Sfântul după aceea și îl revendic, are grijă de el un pic în plus, pentru că îi poartă numele. Sfântul Ștefan